Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint 4 programe de inscripționare pentru CD-uri, DVD-uri și Blu-ray-uri. Primul program se numește CD Burner XP. Am ales acest program deoarece este un program gratuit de inscripționare pentru CD-uri și DVD-uri și sunt convins că mulți dintre voi s-ar putea să-l cunoașteți și chiar să-l folosiți. L-am ales pe primul loc deoarece acesta este unul dintre cele mai complete programe de acest gen, iar cu ajutorul lui putem inscripționa CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, DVD-ROM-uri, HD-DVD-uri și așa mai departe. Acum o să descărcăm programul și o să vă explic ce face fiecare operație în parte. Vom deschide programul și vom scrie www.cdburner.xp.s. Dăm click pe primul rezultat și vom descărca versiunea gratuită. Salvăm fișierul, voi puteți să rulați executabilul direct din browser. Eu să-l salvez pe desktop și rulăm executabilul. Nu închidem browserul, nu încă. Așteptăm un pic. Next. Accidentăm temii contactarea softului. Next. De aici vom alege unde anume vrem să instalăm aplicația. Eu o să las încep program File 686. Voi puteți să alegeți în orice alt folder, în orice altă partiție. Full installation. Eu zic să alegeți compact. De fapt, o să luăm full installation, dar nu o să avem limba română, dacă vreți limba română, nu instalăm chiar în toate limbile, eu o să selectez limba română sau, da, limba română, next. Pentru toți userii, asociem toate datele cu, toate imaginile ISO cu CD Burner XP, nu vă recomand să faceți chestia asta, vă recomand să lăsați pe prima fată. Dăm next, nu dați accept, dați click pe I do not accept și dați click pe install. Așteptați un pic să se instaleze. Și acum lansăm CD Burner XP. Acum haideți să vă explic ce face fiecare operație în parte. Prima operație, disc cu date, pur și simplu inscripționează inscripționăm un disc și pur și simplu creăm o imagine ISO din, cu acele date. La DVD video ne și spune putem crea un disc video, de fapt creăm un disc cu un player cu un film. La disc audio putem crea un disc cu muzică și la image ISO putem putem inscripționa fișierele ISO pe CD sau DVD. Aici în cazul în care avem un joc și vrem să-l inscripționăm pe un CD sau DVD, putem copia un disc cu toate datele, de fapt să facem un backup pentru acel disc, sau putem să ștergem tot ceea ce se află pe acel disc. Haideți să trecem mai departe. Cam asta ar fi CD Burner XP. Ar fi, ați văzut, nu are chiar foarte, foarte multe opțiuni. Pe al doilea loc se află ImageBurn. Acest soft ImageBurn este unul dintre cele mai minimaliste și rapide softuri de genul inscripționare CD-uri, DVD-uri, Blu-ray-uri. Nu sunt foarte multe de zis, tot ceea ce haideți să luăm, nu sunt foarte multe de zis despre acest soft. Deschidem un browser și vom scrie ImageBurn. ImageBurn. Apăsăm Enter, dăm click pe primul rezultat. Ok. Dăm click aici, click here to download. Și vom da click pe Provide by ImageBurn. Salvăm fișierul, vă puteți să rulați direct din browser. Ok, așteptăm un pic. Ok, haideți că s-a luat, rulăm executabilul. Nu închidem browserul. Dăm pe next, accidentăm contactul softului, next.
Lăsăm așa cum e. Dăm next. Deci voi face ca la unde vreți să instalați aplicația. O să las în ce program, File 686. Voi puteți să-l instalați în orice altă aplicație, în orice alt folder sau orice altă partiție. Next. Next. Deci dăm custom installation și debifăm install Opera Browser pentru că nu avem nevoie. La fel și aici, nu vom instala acest Avegetune app. Ok. Would you like to ok, yes. Close. Și acum haide să rulăm aplicația. Dacă acesta este logo-ul, o să închid logo-ul, nu avem nevoie. Și haide să vă arăt cam ce face fiecare operație în parte. Prima dată vom scrie o imagine ISO pe disc, deci nu e nimic greu. A doua vom scrie foldere pe un disc. Putem crea din discul respectiv imagine ISO sau chiar din foldere imagine ISO. Putem verifica discul dacă în caz avem probleme cu el sau chiar al descoperi. Discovery nu știu exact ce face. De fapt, știu doar că e un instrument de analiză. Această opțiune e un instrument de analiză a discurilor CD și DVD-uri. Vezi, analiza discurile și DVD-urile. Verify disc, de fapt, cred că am zis prost, da. Am zis bine, verifică dacă CD-ul e compatibil sau nu, adică compatibil în sensul că datele integrate sunt corecte, nu sunt făcute praf. Al treilea soft este Burnware. E un titan în ceea ce privește programe de inscripționare pentru CD-uri și DVD-uri. Este un soft vocat în opțiune, ceea ce vreau să spun, mai compact decât CD Burner XP sau Image Burn. Însă oferă și instrumente și caracteristici dedicate pentru acest scop. Iar ca să mă fac pe înțelesul tuturor, cu ajutorul lui Burnware putem inscripționa pe CD-uri și DVD-uri muzică, videoclipuri, fotografii, date, documente, foarte ușor și în același timp și în siguranță. Nu l-am pus pe al treilea deoarece e un pic confuz la început, are prea multe opțiuni care puteau fi micșorate foarte, foarte ușor. Ca dimensiune e destul de mare, haide să luăm. Vom deschide un browser și vom scrie www.burnaware.com. Dăm click pe primul rezultat. Ok, dăm click pe tabul Download, dăm click pe Burnaware Free. Renunță. Așteptăm un pic, salvăm fișierul. Voi puteți să rulați direct din browser. Bineînțeles, după ce îl instalăm, o să vă explic fiecare opțiune în parte, ceea ce face softul. Haideți să-l instalăm mai întâi. Yes. Selectăm limba engleză. Nu știu dacă are suport și pentru limba română. Din păcate, nu are. Ok. Dăm click pe Next, accidentăm contactul aia softului, Next, de aici vom face calea unde anume vrem să instalăm softul. Eu o să las în ce program files, voi puteți să-l instalați oriunde altundeva, Next, Next. Bineînțeles, puteți, ca și la CD Burner XP, puteam selecta Allow no admin user to access DVD device. Ar fi recomandat deoarece nu avem neapărat nevoie de drepturi de administrator pentru a accesa anumite chestii. La fel și aici debifăm install Opera Browser și dăm click pe install. Așteptăm un pic. Lansăm aplicația, nu închidem browserul. Ok, haideți să vă explic ce face fiecare caracteristică în parte. Prima caracteristică e data disk, pur și simplu creează discuri cu tot felul de fișiere, putem copia date, tot felul de chestii pe disc, DVD-uri sau Blu-ray-uri. La audio CD putem crea CD-uri audio cu tot felul de muzici, burn image, putem crea dintr-un CD o imagine ISO. Erase disc, putem
formata discul respectiv. Custom disk, putem crea o imagine ISO. De fapt, putem crea datele de pe disk în format ISO, putem adăuga muzică de tip MP3, putem face un CD de tip MP3, putem copia un disk, putem face de fapt un disk în format ISO, putem afla câteva informații despre discul respectiv, putem crea un CD bootabil. Dacă nu știți să faceți chestia asta, puteți încerca acest soft, dar în același timp puteți să intrați și pe site-ul nostru tutorialevideo.info, la căsuța de căutare puteți scrie CD bootabil. Noi avem un tutorial făcut în legătură cu această temă de către colegul meu Adrian. De asemenea, putem crea și un CD cu DVD compatibil pentru DVD playere, Xbox și PS3. Putem crea, face o imagine ISO din filele noastre locale. Putem verifica discul. Putem pune informațiile de două ori în acel disc în caz de backup. Putem face un CD, de fapt de aici e un DVD mai mult. În formate BDV și IVC HD și putem face o imagine ISO bootabilă. Bineînțeles, aici avem și câteva opțiuni, nu sunt chiar atât de interesante. Puteți să vă alegeți voi fiecare ce vreți să faceți. Puteați schimba, nu mai știu dacă nu mai avea opțiunea, înainte avea opțiune, puteți schimba și limba. Bun, haideți să trecem mai departe la ultimul soft, și anume Starburn. N-am vrut să-l adaug, însă acesta este un program gratuit de inscripționare a CD-urilor și DVD-urilor, deși nu impresionează foarte mult utilizatorii. Prin primele sale versiuni, dacă l-ați mai încercat, era foarte greu, era chiar greu de utilizat. Însă acesta, cu timpul, dezvoltatorii au învățat din greșeli și au creat Starburn. Starburn nu a făcut pași menși în ceea ce privește acesta. Haideți mai întâi să luăm și să vă explic despre ce e vorba. Așa, acum vom scrie www.starburns.com. Apăsăm Enter. Dăm click pe primul rezultat. Așteptăm un pic. Ok, și de aici vom da click pe download. De asemenea, dacă vreți, puteți să descărcați versiunea SDK. Save, așteptăm un pic. Haideți să instalăm. Bineînțeles, e un pic mai complicat. O să vă arăt cam ce ar trebui să faceți. Nu e chiar atât de greu de utilizat softul, mă rog, softul. Cred că nu l-am activat, stați un pic. Download Chrome, unde ești, mă? Starburn. Hai să-l activez eu, poate am dat. Yes. Ok, pe engleză. Încă de data asta închidem browserul, next, accedem termen contractual, next, next. De aici vom face calea de acces către unde vrem noi să instalăm softul. Eu o să las în ce program files, voi puteți să-l instalați oriundeva. Next, next. Nu recomand dacă vreți să instalați un emulator pentru CD, DVD și BD-ROM, puteți să lăsați bufat. Eu nu o să las acest lucru. Install. Așteptăm un pic. Că e recomandat să restartăm calculatorul. Eu nu o să fac acest lucru și o să rulez direct browserul. Bineînțeles, voi va trebui să-l restartați. Haideți să vedeți, nu e chiar de complicată. Prima opțiune e pur și simplu să
ardem pe un CD datele noastre, pe CD-uri, CD, DVD-uri, Blu-ray-uri sau HD DVD-uri. Putem arde pe un CD track muzică, filme, putem adăuga un DVD virtual, dacă în caz avem unul în format imagine ISO. Aici sunt setările lui. Din păcate nu are suport pentru limba engleză, deci va trebui să vă descurcați în limba engleză. De aici putem arde CD DVD-urile direct din imaginile ISO. Putem face un adică putem extrage melodiile de pe un CD audio. Putem face un CD pentru putem face un CD video, adică genul introducem un cavator și îl vedem în format MP1. Putem înregistra soft, mă rog, astea sunt mai mult setările. Dacă cumpărăm Starborn și îl înregistrăm, nu intrăm în amănunțit. Send report dacă găsim un bug sau helpen dacă avem nevoie de ajutor. Build image, putem crea o imagine ISO, putem converti filele în formatele MP3, OG, WEM, WAV, WMA. Putem pune un super video, adică să facem un CD super video într-un format MP2. Putem aici nu știu exact ce face, adică șterge device-ul ISCSI. Grab image înseamnă apucă CD-urile, DVD-urile, Blu-ray-urile în imaginea ISO. Putem pur și simplu să reînnoim, ca să spun așa, acel CD dând pe fast erase foarte rapid. Nu e chiar o metodă chiar atât de recomandată. O sugerez full erase deoarece fa își face treaba foarte, foarte bine și la about avem câteva informații despre utilizator. Deci full erase, dacă vreți să ștergeți, să rescrieți acel CD, DVD, Blu-ray sau CD, DVD-ROM, e chiar foarte bine. Cam acesta ar fi tutorialul, sper că m-am ajutat, sper că aveți acum de unde alege programe de inscripționare CD-uri sau DVD, pentru CD, DVD-uri sau Blu-ray. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, eu am fost Vlad, voi ați fost la tutorialevideo.info, vă mulțumesc, la revedere!